Grupul de 5 moți din Apuseni, salvatorii victimelor accidentului aviatic din data de 20 ianuarie, au venit la București pentru a cere ajutor financiar autorităților centrale. Au nevoie de bani pentru refacerea drumului comunal care leagă localitatea Horad, satele Giurgiț și Zinsești. Cei 12 km de drum, spun ei, au fost distruși de autospeciale venite la fața locului în operațiunile de transport al victimelor, dar și de utilajele care au transportat epava avionului. Primul minister unde au cerut sprijin a fost cel al transporturilor. Aici au vorbit direct cu ministrul Ramona Mănescu. Deocamdată nu s-a putut pronunța asupra memorului, însă va face o comisie din partea ministerului, va trimite o comisie la fața locului, exact ce am cerut și noi, bineînțeles cu delegați din partea comunității locale, din partea primăriei comunei Horea. Va veni la fața locului, va vedea valoarea, ce se poate executa în prima fază și să știți că ne-a dat de înțeles că va face o solicitare la prim-ministru. Apoi au mers la guvern în speranța că o vorbă în plus poate să ajute. I-a încurcat însă mai mult pentru că în Palatul Victoria bătea vântul. Nu e nimeni aici, nici premierul, nici secretarul general, nici șeful de la cancelare. Am înregistrat cererea noastră, am înregistrat-o chiar la cabinet și așteptăm un răspuns. Ne-au trimis la poarta B, am mai stat acolo jumătate de oră bună că vine cineva la noi. Ne-au anunțat că să ne ducem la poarta C și la poarta C am stat la poarta C o oră. Până ajung la Dumnezeu, te mâncă sfinții. Una caldă, una rece. Dincolo fă mai bine, aici mai rău. Dar sperăm ca premierul să înțeleagă doleanțele noastre. A urmat Ministerul Dezvoltării, tot vântul. Nu era nici șefa de cabinet și nici domnul ministru Dragnea. Chiar vreau să stau de vorbă cu dânsul, că lucrase și a lucrat în administrație și cred că poate vedea mai bine problemele noastre. Rămân așa destul de îndoiat. Mă îndoiesc.